atunci când veniți în biblioteca Onisforgibu, aceste cărți înfloresc de la sine. Sunteți printre primii care ați venit în fața cititorului cu o invitație de onor și respect față de limba română. Această plachetă de versuri, descoperită și regăsită pe raftul de cărți al bibliotecii noastre, e una care de la sine deja vorbește. Așadar, semnificația zilei, limba română, prin ce ea trebuie mereu consfințită? Ea trebuie mereu consfințită, mereu, a zis corect, și zilnic. Adică, pentru mine, în primul rând, nu-mi prea place așa să dau limba noastră, cea română. Vorbeam cândva cu un mare scriitor, Marin Sorescu, care el îi plăcea, că el era ministru al culturii române și îi plăcea, dar mie mi-ar trecut mai mult limba noastră română. Acest corect. Cea, da. Parcă mai sunt, de parcă mai sunt, da, dar este dar, limba română. Dar pe mine mă știi și eu te cunosc. Pentru noi, ambii, cred că am dreptate, ziua limbii române este zilnic. Avem grijă, o îngrijim, este patria noastră, cum zicea Stănescu, este altceva. Eu când am fost în Sochi, închis acolo, între ghilimele, pe aproape 7 luni, și am scris 3 cărți și am scris un aforism. Cel mai bun medicament este cititul, iar cea mai bună farmacie este biblioteca. Iată, eu mă aflu astăzi într-o farmacie fantastică de frumoasă, dar dacă ne întoarcem la această carte, trebuie, făceam sărbătoare și trebuie să fie ceva. Și cunoșteam foarte mult poezie, patriotic și așa mai departe, dar am încercat aici să fie autori de pe atunci încă nu, acum facem asta, atunci cum, băi, cineva a făcut o carte și acolo este Constanța Buză, este Blandeana, este celălalt Damian, nu numai e nostru Damian. De pe Voiculescu, dar atunci încă nu era, știi, chestia asta. Dar se spune un lucru care și-ai să zâmbești. În această carte, pentru prima dată, fără ca să știe Iulian Filip, i-am furat el era birocrat și când asculta toate ce se spune acolo, el desena început să asculta și desena. Și avea pe masă multe desene. Și deci, acesta e de pe din grafica lui Iulian Filip? Grafica lui Iulian Filip. Aha. Și întreaga carte este cu grafica lui Iulian Filip. N-am să dau acum nume, câțiva, poate chiar mai mulți dintre autorii noștri, dar fiecare din noi consideră celelalte. Și eu tot. S-au supărat. Din motivul acestei cărți, că n-au fost incluși, așa, ai intuit, spune, n-au fost incluși. Și eu zic, măi, eu ți-am făcut un bine, dacă după numele de familie trebuia să-ți pun între Ana Blandeana și Constanța Buzea. Să închipui cum te-ai simțit acolo. Mai rămâne timpul de asta. Că asta micuță, dar am ținut la ea pentru că asta e și primul pas al graficianului Iulian Filip. Eu am făcut foarte multe cărți împreună, de acolo el lucra serios asupra asta. Și am eu, dar a avut succes cartea atunci și o căutau școlile, dar cel mai important, nu știu cum a făcut Trida Curicos, asta e o carte editată de... Bibliotecă, da? Municipală. Nu, de primărie. Direcția Cultură. Da, Direcția Cultură. Dar, pentru Chișinău. Și când acolo am întâlnit-o prin foarte multe sate și orășele ale noastre. Deci cineva a avut grijă și a trimis-o, s-au dus multe exemplare și în România, unde a avut succes. Și iată, uite, acum am venit la voi, uitați-mi de această carte, asta e din 1993. Observați, exact în imediată apropiere, deci a zilei de naștere. Adică, nu, limba noastră este eternă, deci limba română, însă noi spunem, deci, cu această revenire. Să știți că v-am provocat. În fond, biblioteca Ghibu astăzi preconizează o masă rotundă. Iată această masă rotundă, precum o vedeți dumneavoastră, e rotundă în jurul cărților, în jurul semnificativului imperativic limba noastră, limba română. Aceste volume, aceste monografii, aceste referințe de la sine deja reflectă intenția noastră, chiar dacă unii s-au grăbit, nu știu cum să ne propozească inițial, la care le-am spus următoarele. Deci, fiind antrenați și la evenimentele care țin de Bocvest, și cele care au loc acum în grădina publică Ștefan cel Mare, și la orele 15 la Uniunea Scriitorilor, noi suntem bucuroși că avem ușile larg deschise spre fiecare, spre cititori și spre cei care, într-adevăr, vin și raliază la această zi pe care noi astăzi o consfințim.
avem un citat foarte bun aici, în viziunea mea, și poate fi deci considerat citatul zilei: limba mea sfătoasă, creangă ce-a iubit-o și a împărțit-o în vers Alexandrie, Eminescu, forma ți-a desăvârșit-o în cultura lumii spre a ne mândri. Nicolae Costencu. Costencu, da, e... o știam toți pe de rost când era în Elie. Corect. O învățam cu drag. Da, cu câte sunt. Eu vă mulțumesc pentru această... Eu vă mulțumesc.